Dragii noștri, așa cum știți, în cadrul emisiunilor noastre ACC Media Channel am discutat de multe ori despre turismul medical și despre turismul dentar, pentru că noi credem că o șansă importantă pentru România ar fi dezvoltarea turismului medical și a turismului dentar. Știm cu toții că există foarte mulți pacienți străini care vin în România pentru cure în stațiunile noastre balneoclimaterice. Pe vremuri știam cu toții că existau foarte mulți turiști străini, chiar persoane publice, importante, politicieni, oameni de afaceri, vedete de cinema, artiști importanți care veneau în România să urmeze cure în cadrul Institutului Ana Aslan. Astăzi vedem că foarte multe țări, chiar din jurul României, Turcia de exemplu, se promovează prin ofertele sale de turism medical, dar nu este singurul exemplu. Știm, de exemplu, că în Grecia există centre importante care se ocupă de fertilizarea in vitro și care se promovează inclusiv în România. Noi, românii, care avem medici atât de buni, care avem în ultima vreme clinici medicale și clinici dentare de excepție, dotate cu cea mai nouă aparatură, și, bineînțeles, avem medici specialiști care urmează cursuri de perfecționare atât în România cât și în străinătate. De ce nu am încercat să dezvoltăm și noi această direcție? De ce nu am încercat să dezvoltăm turismul medical și turismul dentar? Pentru că, încă o dată, avem toate datele necesare. Și, așa cum spuneam, noi credem că această direcție ar putea să fie chiar un brand de țară pentru România. Din fericire, există inițiative private care pun accentul exact pe turismul medical, exact pe turismul dentar. Un exemplu este cel al clinicilor Unident, care își propun ca direcție importantă de business tocmai dezvoltarea turismului dentar. Își propun să aducă pacienți din străinătate care să-și rezolve problemele stomatologice în România și să ajungă să ne cunoască și țara, pentru că ar avea lucruri minunate de descoperit, nu-i așa? În acest sens, noi am stat din nou de vorbă cu doamna dr. Petronela Luca, cea care a fondat clinicile dentare Premium Unident și care s-a gândit de la bun început la această direcție de dezvoltare a business-ului său, să aducă și pacienți străini care să-și rezolve problemele stomatologice în România. Haideți să vedem care au fost argumentele care au determinat-o să pornească în această direcție. Pacienții care nu-și permit costurile tratamentelor în Franța vin pentru că aici găsesc prețuri mai atractive și tratamente de calitate, medici pregătiți, dar și o infrastructură care să le permită să beneficieze de un tratament rapid într-un timp scurt. Tocmai pentru că turismul dentar este una dintre principalele direcții de dezvoltare ale clinicilor dentare Premium Unident, doamna dr. Petronela Luca s-a gândit să extindă lanțul său de clinici în Brașov și în Tulcea, pentru că știm cu toții, Brașovul și Tulcea sunt puncte cheie, puncte esențiale pentru turiștii care ar vrea să descopere minunățile de la munte și minunățile din Delta Dunării. Suntem singurul grup de clinici care am investit în zone geografice importante, în cele mai importante zone geografice, în Delta, la Marea Neagră și la Munte, tocmai pentru a satisface nevoile pacienților din străinătate, dar nu numai, pentru că și pacienții români din Timișoara, din Cluj, din București preferă să își trateze dantura și să petreacă și câteva zile în zone pirifice din România. Am investit în ultima vreme într-o clinică premium în orașul Brașov, tocmai datorită aeroportului funcțional începând cu septembrie 2021, pentru că îmi doresc să aduc pacienți străini care să beneficieze de tratamentele noastre. Pacienții străini pot ajunge în clinica Unident din Tulcea prin aeroportul Cogălniceanu pentru a-și trata afecțiunile dentare, dar și pentru a petrece un sejur în Delta, știindu-se că Tulcea este poarta către Delta Dunării. Dar ca să aduci pacienți străini în România,
pacienți străini care să vină să-și rezolve problemele stomatologice în România, trebuie să știi să te promovezi și trebuie să te promovezi în țările acestor potențiali pacienți. Trebuie să știi cum să o faci și, bineînțeles, nu este un lucru deloc ușor pentru clinicile stomatologice din România, pentru că este nevoie de investiții semnificative, este nevoie de perseverență, de răbdare, de curaj, dar se poate. Despre toate acestea am stat de vorbă cu domnul Nicolae Luca, managerul clinicilor Unident. Am reușit să organizăm un eveniment la un hotel din Cannes, unde au fost invitate personalități din zona respectivă, atât oameni de afaceri, cât și din personalități publice. În cadrul evenimentului au fost promovate serviciile clinicilor din România, au înțeles valoarea, au înțeles calitatea și mai mult a fost promovat turismul românesc, adică ce înseamnă valoarea turismului din România, atât culinar, experiențele culinare, experiențele de peisaje, delta, munte, mare, la care s-au bucurat. A fost ceva inedit și reacția a fost neașteptat de benefică. Dar în cazul pacienților străini mai apare o problemă. Să spunem că ei vin în România, își rezolvă problemele stomatologice și uneori acestea se pot rezolva în cadrul unor intervenții destul de complexe și se întorc în țările lor. Ei au nevoie de siguranță, au nevoie să știe că și dacă apare o problemă după acea intervenție la care s-au supus, ei pot să-și rezolve problemele respective repede și bine în țările lor, pentru că nu pot să ia poate din nou avionul și să vină în România la clinica unde a avut loc această intervenție. Și atunci clinicile din România au nevoie de niște clinici partenere în țările acestor pacienți, clinici partenere care să știe cazul pacienților respectiv și să poată interveni dacă este cazul. Este o problemă destul de dificil de rezolvat, dar se poate dacă îți găsești clinici partenere într-o altă țară, clinici cu care să colaborezi foarte bine, medici cu care să colaborezi foarte bine și, din fericire, clinicile Unident și-au găsit asemenea clinici partenere. Așadar, drumul spre succes asta presupune colaborare, deschidere, cooperare. Asigurarea unor clinici partenere în care toate serviciile să fie completate și sigure, pentru că de aceea s-ar teme un pacient din străinătate că efectuează un tratament complex care ulterior, dacă e nevoie de un servis, de o mentenanță, nu știe dacă o va putea, adică îi va veni foarte greu să revină în clinică în România, el fiind atât de departe. Și de aceea încrederea și garanția pentru el o constă un parteneriat al nostru cu clinici de prestigiu din țările respective, în care lui să-i vină ușor să apeleze la orice problemă ulterioară ar apare, privind o lucrare protetică, privind implanturile sau tratamente de reabilitare. Trebuie să spunem că de foarte mare ajutor în această direcție sunt medicii români plecați în străinătate, pentru că medicii români plecați în străinătate sunt recunoscuți ca medici foarte buni în țările lor de adopție, ca să spunem așa. Și atunci și pacienții de acolo, dacă au încredere într-un medic, un medic bun și ei știu că medicul respectiv este din România, au toată încrederea ca la recomandarea acestuia să vină în România, să vină la noi în țară să-și rezolve problemele medicale, să urmeze diferite tratamente, inclusiv tratamente stomatologice. Pentru că știu că atunci când se întorc în țările lor, medicul respectiv sau un coleg de-al său va putea să îi acorde tot suportul, toată mentenanța de care eventual ar avea nevoie. Așadar,
medicii români plecați în străinătate pot să fie un vector foarte bun, inclusiv pentru promovarea serviciilor medicale din România, inclusiv pentru promovarea turismului medical și turismului dentar din România. Așadar, avem încă un element care ne poate face să credem că avem șanse reale ca turismul medical și turismul dentar să ajungă chiar un brand de țară pentru România. Ne bucurăm că foarte mulți medici români activează, profesează în mai toate țările din lume, în toate țările și în America, și în Europa, și în Australia chiar. Am descoperit clinici și medici români cu care ne putem înțelege ușor și care pot să ne ofere această colaborare, că nu e neapărat eu un sprijin, dar e deopotrivă oportun și benefic, mai ales benefic pentru pacienții care ar veni din acele țări. Asta asigură, deci, încrederea în tratamentele care le fac la o așa mare distanță. Gândiți-vă un pacient care vine din Australia sau din Houston, am avut pacienți, și ulterior se întorc acasă și dacă simt o mică problemă care trebuie rezolvată, plus că sunt tratamente care la 6 luni e nevoie de o mentenanță. Pentru ei este necesar să aibă siguranța unui cabinet, unui clinici acolo, care să știe despre ce e vorba, să cunoască tehnicile folosite în tratamentul respectiv și să ofere cu ușurință orice sprijin. Așadar, pentru clinicile dentare Premium Unident, turismul medical, în speță turismul dentar, este una dintre principalele direcții de dezvoltare și acest lucru se vede foarte clar și din strategia de dezvoltare pe care a urmat-o. Ne-am gândit că putem, la nivelul de calitate al serviciilor care îl oferim, să ne ridicăm la acel standard pe care străinii, pacienții din străinătate îl solicită, îl cer. Ei vor să fie, vină în România la tratamente dacă au încrederea că aici li se oferă un standard cu care ei sunt obișnuiți și care și-l doresc. Deci vor tratamente de calitate. Noi considerăm că ne ridicăm la acest standard și putem oferi aceste servicii. Deocamdată la un preț de 2, chiar de 3 ori mai mic decât îl suportă ei, l-ar suporta ei în străinătate. Asta este oportunitatea turismului medical dentar pentru străini. Însă, încă o dată, pentru a dezvolta această direcție de turism medical și turism dentar, promovarea este esențială. Și, bineînțeles, aici ideal ar fi să se implice și diferite instituții ale statului în măsură să susțină promovarea clinicilor din România în străinătate. Oricum, ideal ar fi și ca mai multe clinici din România să se promoveze împreună în străinătate, pentru că efortul ar fi mai ușor de suportat, ca să spunem așa, de fiecare. Și, bineînțeles, se pot face diferite pachete complexe, pentru că pacienții străini pot urma în România diferite tratamente. Cu toții și cu toate clinicile căutăm canale de promovare, de marketing, să fie cunoscută România și ca țară și ca valoare a României, să nu mai creadă că România este undeva, cum mai spuneam noi, în lumea a treia, nu este deloc în lumea a treia. Și în plus să descopere că în România sunt specialiști de top, de renume. Noi în clinicile noastre avem medici bine pregătiți, specializați chiar în universități din străinătate, din Germania, din Franța, din New York, chiar cu atestate, și care pot oferi aceste servicii medicale, am spune noi, de top. Noi vă mulțumim tare mult pentru că urmăriți seria noastră de emisiuni Arena Sănătății, o serie de emisiuni de sănătate, medicină și stomatologie, din care puteți afla noutățile din domeniul medical, cele mai noi tratamente, proceduri și materiale, dar puteți afla mai multe și despre ce înseamnă antreprenoriatul în domeniul medical. Vă mulțumim tare mult încă o dată, nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, ACC Media Channel, și să dați like paginii noastre de Facebook.
Facebook ACC Media Channel. Pe site-ul nostru găsiți toate emisiunile noastre împreună cu transcripturile lor. Nu uitați așadar să accesați accmediachannel.ro, să vă abonați dacă doriți la newsletter-ul nostru și să fiți la curent cu cele mai noi știri din sănătate. Vă mulțumim tare mult!